am aprobat coridorul Magheru, zona magazinului Crișu, iar acum venim cu etapa a doua, zona magazinului Crișu, strada Republicii, până în zona Gara Oradea. Este un proiect de investiții care valorează aproximativ 18,5 milioane de euro fără TVA. Proiectanții au fost desemnați în urma licitației. Intrările de execuție vor fi depuse spre finanțare prin Programul Operațional Regional Nord-Vest 2021-2027. Prevede inclusiv reamenajarea zonei din fața gării Oradea, prin crearea unei piațete publice deasupra pasajului rutier subteran, pentru că tot traficul auto va fi introdus în subteran în zona gării din Oradea. Sus vor fi permise doar accesul tramvaielor, autobuselor în zona gării, va fi un hub intermodal de transport, având în vedere că va fi o legătură între tren, tramvai, autobuz, taxiuri, cu o parcare de scurtă durată, așa cum este prezentată în partea dreaptă și în partea stângă, pentru cei care vor veni cu mașina în zona gării, de la Magheru până la gară. Aici este piațeta din zona gării, așa cum v-am prezentat-o în cuvintele dinainte. Totul pietonal, deasupra doar mijloacele de transport în comun. Traficul auto va merge pe dedesubt, aici este o vedere practic văzută de sub pasaj cum ar veni. Toată zona de piațetă, pietonal, mijloace de transport în comun. Banda dedicată, care este pasajul de la magazinul Crișu, banda dedicată pentru mijloacele de transport în comun, cu un semn giratoriu deasupra care va face legătura cu toate lucrările de coborurile de pe deal, intrarea în pasaj, pasajul de la magazinul Crișu, arbori, spații verzi, zone pietonale și tot ce trebuie pentru un proiect de mobilitate urbană. Iar aici, practic, este o vedere din zona pasajului de la magazinul Crișu, coborâre, urcare, mers înainte, fără nici o oprire pentru cei care circulă pe această direcție.